Bună dimineața, bună dimineața, așa cum este bunul obicei al românilor să petreacă la final de an, să primească urătorii, să înceapă noul an cu bine, cu bogăție, cu sănătate, cu belșug, cu oameni dragi alături. Ei bine, cam acesta a fost și scopul pentru care an de an aici la Onești organizăm acest festival de datini și obiceiuri populare. Poate anul acesta, și nu că spun poate, ci sigur anul acesta cu organizare mai bună decât oricare altă dată de până acum. Avem programate toate cetele care vor urca în această zi. De asemenea, dacă mai la finalul programului vor mai fi cete de urători care încă nu s-au înscris, nu este nicio problemă, îi primim și pe ei. Primim pe toți cei care vor să ne aducă gânduri bune la final de 2022 și gânduri și mai bune pentru anul 2023. Și spunem acum, bună dimineața, bun venit călăreților de la Cașin. Asta dacă ne și aud acolo. Bună dimineața, în primul rând! Bună dimineața, bine ați venit! Suntem ceata de urători de la Cașin. Vă urăm la toată lumea un an nou fericit, mult plin de prosperitate și tot ceea ce vă doriți. Acolo lângă tine e anul 2023, așa tânăr și bine așa pregătit pentru viață. Așa este. Să vă auzim, dragilor! Mână vă! Și rumânați, lângă geam vă alăturați și cuvântul îmi ascultați, că am pornit în astă seară noi și anul nou prin țară, cu arichi la sănioară, caricaracheta zboară, din Cașin până la Onești, un orășel ca-n povești, zurgălăi și clopoței, trageți brața! Și din Deva la Bacău, unde plugușorul meu, și pe unde am trecut, mândră fapta am cunoscut. Înflorită era țara, ca zarzărul primăvara. Pretutindeni ne-am mers, numai cânte, numai vers. Peste tot ne-am umblat, numai joc, numai cântat. Iar la case noi intrat, bun cu bun și drag cu drag. Iar în casele frumoase sunt mese vesele întinse, iar pe mese gazdă mare toarnă Doamnea cea licoare, toarnă soare din bărbați și pe masă pune sare, ori pâine din grâu curat. Iarăși noi am întrebat, gazdă, tu de unde ai înălțat pe aceste mese atât belșug? Păi din ciocane și din clește, strâns în brațe voinicește, din secere și din plug, sporul vine când muncești, când te zbați, când te trudești, din munca de peste an, bob cu bob și ban cu ban. Încă o dată mai voinici, să pognim acum din bici, când am foarte multe aici, mână vă! Despre limba cea străbună, dar de prin străvechiul grai, cântec pe o gură de rai, limbă fără de pereche, de-a lui Grigore ureche, limba lui Miron Costin, cum e busuiocul în vin, limbă fără asemănare, cum e floarea lângă floare, cum e struna de lăută și micșuneaua bătută, cum e flutura fântânii și mirosul cald al pâinii,
pentru limba noastră floare, scumpă și nemuritoare, ia pagniș dâmbicitor, un orator! Sosește-n grabă cineva, ianul nou nerăbdător să-și facă munca lui cu spor. El vrea să fie mai presus de anul care acum s-a dus. Cu el vom merge spre progres, punând succes lângă succes. Mânați flăcăi, mai voinicește că mâine anul se înnoiește și aduce semne de belșug pentru brazda de sub plug. Hai, trageți brazda cu putere, ca viața nouă să prospere. Și pretutindeni să răsare, tot rod frumos ca în plină vară. Din zare în zare să înflorească iubita vatră românească. Și fiindcă noaptea ne e mare, turnați prieteni în pahare. Și așezați-vă la masă, vă fie pâinea mai gustoasă. Vă fie traiul ca-n poveste, pornind de aici, de la ferestre. Păi și la anul când venim, toți sănătoși să vă găsim. Iar fiecare să aibă parte, doar de noroc și sănătate. Surgălăi și clopoței, ia porniți de ambiții, măi! Da, și mai avem de urat tot pe unde am aflat. Drum de viață însorită, drum de muncă împlinită. Peste uzine aurore, peste grâne, peste flori, peste câmpuri și orașe, peste faptele fruntașe. Dar când o mai veni, la anul, la doi, să vă gățim înfloriți ca merii, ca perii în timpul verii. Ca vița de vie în postul Sfintei Mărie, cu mesele întinse, cu ușile deschise, cu făcliile aprinse. Opriți plugul, măi, flăcări! La anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani vă mulțumim, primii urători ai acestui final de an, cu ai lor, ai deosebiți. Mulțumim să aveți un an nou, mai bun decât ăsta și tânărul de acolo, de pe cal, să crească mândru crășunean. Mulțumim, sănătate, la mulți ani. Acum, așteptăm să se retragă ceata de căluți pentru ca restul publicului care dorește să vină aici, mai aproape de scenă, să vină, să se apropie și să stea în siguranță. Nu de alta, dar poate căluțeștea unui dintre ei, cât ori fie de bine dresați, se mai pot speria așa, mai nărăvași. Ok, ne pregătim pentru următoarea ceată de urători. Ursul de la Slobozia și se pregătește grupul Zestrea Caraclăului. Ei vor fi cei care urmează după acești urși de la Slobozia, pe care eu zic că n-ar fi chiar rău așa să-i aplaudăm un pic. Ce spuneți? Încercăm? Hai că v-am dat încurajare, dragii noștri! Spuneți, bateți și jucați!
Hai și m-am dus pe urma lui. Băi, pe la cui ca să-i opui. Băi, l-am găsit la lacul sec. Băi, mâncam-o la un berbec. Băi, și atunci m-am supărat. Băi, și pe loc l-am împușcat. Băi, pielea sat eu i-am adus. Băi, și m-am îmbrăcat în urs. Băi, câtă cucule nu scot. Băi, și cu urșii plecă. Și o sticlă de vin muntean. Asta
frate, ce-a trecut anul, băi frate. Băi, dar ar Dumnezeu să dea, băi, ce n-a fost pe aici și-a. Băi, sănătate și butor, băi, la rușină, buțe! Slobozia vă urează un călduros la mulți ani. Mulțumim, mulțumim, ceata urșilor de la Slobozia. Ne bucurăm că s-a făcut și anul ăsta, nu? A fost o recoltă bogată de urși. Ok, mulțumesc. L-am închis eu. V-a plăcut? Să mai vină? Păi nu cred. La cum așa? Încă o dată. V-a plăcut? E? Mă bucur că se aud foarte multe glasuri de copii. Iar copiii vor avea parte de o surpriză astăzi, dar nu spun prea multe, mai stătem, ca să zic așa. Da? Mai așteptăm. Bun. Încă o dată, mulțumiri și aplauze pentru urșii de la Slobozia. Vă așteptăm și anul viitor. Dar cu dește așa, urși mai umani, nu cu alt fel de urși. Dacă este pregătită următoarea ceată de urători și după cum zice bannerul, este pregătită, spunem bună dimineața, bun venit grupului Zestrea Caraclăului. Costume populare foarte frumoase. Așteptăm să le admirăm împreună aici, pe scena Festivalului de Datini și Obiceiuri Populare de la Onești, organizat de Primăria Municipiului Onești, Consiliul Local Onești. Mulțumiri domnului primar Victor Laurențiu Neghină. Dar mă... 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 Dar mă...
Mă fie și camera, mă fie mare. Nu tot v-ați împins, până tot în sufletul meu azi. N-am pus benzile astea degeaba. Plug,
gluma cait. Eu vă spun și lăghinșună, dar da Domnul vreme bună, coșarele s-or umplea, roadele pe-afară or da. Și vă spui adevărat, ca noi nimeni nu arat, nu ne-am face de rușine, rostul la treabă știnghine. Toată lumea o afla, fiecare l-o chema, ca să trage brasta mare și-o merge la fiecare. Care-a scoate vreo friptură, din purșel și-o murătură, și un pahar din timp curat, din Domnul binecuvântat. Și-o zâș și uroara leasă, ca să ne poftească în casă. Ne-a cinstit cu ce-o avea, nimeni nu s-o supăra. La anul iar ce-o chema, treaba bună-o făcea. Încă brasă mai flăcăi și sunați din zurcătăi și strigați la tălhăi să ne-au de casă, băi! S-o spătat. Hai să terminăm de arat și să întoarcem brasta mare, că-o fost drachiu cam tare. Numai de prună curată mai cinstește-ne odată. Mare spor avem la plug și ochianul cu belșug. Doamne ajută ca să ghie vreme bună pentru vie și tot omul ca să aibă și vinul bun și grămânlată și noroc și sănătate și tot felul de bucate. Încă brază mai plecăi și sunați-n zurgălăi și popniți din ghicirei să ne-au de casa mai. De urat aș mai ura, dar din tine în conserva mai avem mult de urat în aici la mântul sat. Vom merge la altă casă să băgăm plugul în brază, că la fel de pregătită cu bucate și cu pită. Scoartișoară, să ne fie viața mai ușoară, mai rămâne sănătos, sănătos și bucuroși. La urei și zurcălăi, opriți plugul mai flăcăi, că ne prinde noaptea mâi. Zestrea Caraclăului. Mă văd nevoit să fac niște mici anunțuri. Încă o dată, reamintesc, lăsăm un culoar liber aici, lângă Raiffeisen, pentru a putea înainta centrele de urători. De asemenea, culoar liber și pentru ieșirea lor către Aleea Parcului. Nu mai spun și în partea dreaptă, că și aici trebuia să fie un culoar mai liber, dar
Dar oricum vă mulțumim că sunteți prezenți în număr atât de mare, neașteptat de mare, dar ne bucură acest lucru. Vă aplaudăm și noi. Așa cum și dumneavoastră aplaudați cu siguranță cetele de urători și de colindători. Auzeam mai devreme copiii aceștia spunând că rachiul e prea tare. Na. Niciodată nu e rachiul prea tare. Dacă e prea tare, se numește pălincă. În rest, treaba e stabilită, nu? Nu-i așa? Așa e, nu? Nu-i tare. Niciodată nu e prea tare rachiul. Ok. Nu știu acum dacă e prea tare sau nu e prea tare rachiul pentru urșii de la Brătești, dar cu siguranță ne vor spune ei în aplauzele dumneavoastră la festivalul de la Onești, ursul de la Brătești! Și-a făcut tot
ceată mare. Hai prin toată țara umblăm, hai datina ca s-o păstrăm. Hai frunzuliță te dudești, păi peșiune la Arnăvărești! Fuck!
fericire, sănătate, păi frumoasă să vezi de toate, păi fericire și mult spor, păi la mulți ani spun tuturor, păi șansă-ți verde de țări, păi la anul și la mulți ani. Dumneavoastră se aude. Se aude? Bine? La mine nu se mai aude. Stând lângă tobe, e un pic o problemă, dar se rezolvă până la anul 2024. Wow! Ce bucurie să văd atât de multă lume. Vremea asta e cam nepotrivită, dar plăcută. E ok. Ne bucurăm de vreme și de căldură pentru a fi prezenți împreună. Vorbim și în rime. În rime probabil va fi și următoarea urătură, următoarea ceată care vine alături de noi la acest festival de datini de la Olești. Spunem bun venit, Capre de la Bârsănești! Bine ați venit! Yeah.
Mulțumim, mulțumim! La anul și la mulți ani! Îmi dau seama cât de greu trebuie să fie să stai așa îmbrăcat cu toate hainele astea pe tine. Cred că de desubt băieții sunt fleașcă. Da? Merge, merge cu un sub, nu? Mulțumim, ceata de la Bârstănești, un an nou fericit pentru toți cei care sunt prezenți aici la festivalul de datini și obiceiuri de la Onești. Sunt convins, sunt sigur, sunt absolut precis că aici nu sunt numai persoane din Onești. Sau, în fine, sunt din Onești sau originari din Onești, dar sunt veniți, să zicem, din Italia. Mâna sus, cine e din Italia, a venit aici. Germania avem? Avem Germania. Spania avem? Avem și Spania. Belgia? Avem și Belgia. Ungaria? Ăsta Nicu din Ungaria, auzi la el. Serios? Miștene, miștene. Deci, Ungaria avem? Mă, nu prea. Curios. Bun, pe unde mai sunt românii plecați? Franța? Ia uite și acolo Franța. Bun, salut! Onești? Să trăiești, cum ar spune. Dar sunt convins că avem aici și de la Gravăi, și de la Delen, și de la Târgu Trotuș, și de la Târgu Ocna, și de la Cașin, și de la Mănăstire, și de peste tot. Wow, câtă lume! În față lume, la dreapta lume, la stânga lume, în spate un banner foarte, foarte frumos, dar în spatele lui, iarăși, lume. Iar acum, alături de noi, vin niște tineri deosebiți, de frumoși, care ne aduc de la Gura Văii un urs sau mai mulți? Mai mulți, nu? S-a făcut anul ăsta? S-au făcut și anul ăsta urși. Urșii de la Gura Văii!
care nu știe de frică. Păi foaie verde și olarea, păi asta e averea mea. Păi într-o zi de sărbătoare au vrut să-mi omoare. Păi și atunci m-am supărat și-am dat foc ca întregul sat. Păi și curs și am plecat. Păi și-am scos-o din prioare, păi pe ursoaica cea mai mare. Păi și-am luat din cuit-o iagu, pe care l-a lăsat moșneagu. Păi și-am pus canafica, păi o jucare să mai fac. Păi că jucarea mea e mare, păi saltă ursule în picior. Ca să-i fur un puișor. Puișorul l-a țipat și ursoaica m-a mușcat. Păi tu cu minte de nu stai, scot cuțitul și te tai. Păi și te facă-ți la cai.
deschid la cătupus. Păi deschid la cătu cu mâna și veriga cu căciula. Păi deschid ușa, intru în casă și văd doi motan pe masă. Păi ori e mâțăr motan, păi ori e pui de gură vea. Ursul de la Curavăi și a lor ursoaică, în ceată, aveau și o ursoaică acolo. Ei bine, mi-aduc aminte, la Curavăi aveau niște căișori, niște căluți foarte, foarte frumoși. Sperăm să vedem și această ceată aici la festivalul de datin și obiceiuri populare de la Onești, organizat de Primăria Municipiului Onești, Consiliul Local al Municipiului, cu sprijinul Direcției Cultură. Mulțumim domnului primar Victor Laurențiu Leghină pentru organizarea acestui festival. Sunt o mulțime de cete care sunt pregătite să intre. Mai avem invitați pregătiți. Sperăm să ajungă la timp aici, la noi, la festival. Știm că în aceste zile, de obicei, se colindă în mai multe localități, se merge cu ratul, sperăm să ajungă cu toții la timp aici și la Onești. Deocamdată însă, de la Poiana Livezi, avem Capra de la Poiana. Bună dimineața! Bine ați venit! Vă așteptăm!
și suntem de gâtii sate și joacă care cumpăr. Zându-le numai la noi, o juca cum o pute și poia la tot așa, sunt flori în Republica. Țigață la munte sus, cât de acolo te-am adus. Cu cerceni și cu mărgele, că așa-i place ca prime. Cu mărgele și palmii, ca stai capră din haiduci. Și ar verde și usipic, să stau de tropăin. Tropăin, da ghetile, să ne arudă fetile. Fetile și cavalerii, bate doba la podre. Și ar verde și oană, să facem hora de mână. Și de mână și de mână, dar lăsă ce era de grup. Yeah.
au năpârlit caprele. Așa este, Andea. Nu voi e rece acolo jos? Nu? Măi, e rece, treaba voastră. Totuși, nu e chiar cald. Luați niște de-astea, niște de la blană, de la capre. Poate se rezolvă, să fie un picuț mai cald. Nu dau căciula fugi de aici. E căciula mea de Moș Crăciun. Ușor. Cum? Ușor. Zi. Nu mai zici? Nu mai ai curaj, a? Ți-a păpat capra limba? Sau pisica? Sau ursuleț? Ho, ho, ho! Asta a fost acum câteva zile. Bine, mai urmează pe vechi. Dar poate mai urmează și azi. Cine știe. Avem în continuare multe gete pregătite. Mai avem o capră acolo în spate, două. Dar avem și niște căișori? Oare avem căișori anul ăsta? De unde vin căișorii de anul ăsta, știți? Primii căișori ai anului. Primii căișori ai anului la festivalul de la Onești vin de la Brătila. Aplauze! Hai, pe caii voinicii noștri! Thank you.
Au plecat niște căișori de la Brătila. Oare ce ori veni acum? După cum se vede, alți căișori. A, e o mândrie. Tot de la Brătila, dar nu oricum, ce de la Brătila, Mocani? Hai, nu-i aplaudați? Ce dacă nu mă vedeți? Mă auziți? Capra de la Brătila, Mocani! Capra care sunt cai. Ce n-ați înțeles?